Ce vezi tu versus ce vede ea? Yikes, dude! Mare ex de la mine. Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit aici pe canal frumos, mai exact pe Steam. Urmează să ne jucăm Mare Gym Simulator. Ia să vedem și noi despre ce este vorba. Pentru că suntem în carantină și nu prea mai merge nimeni la sală, sincer, am zis să ne antrenăm direct de acasă. Ia uite-l, brother-ul, cum... Mama, e trailerul în 3 frame-uri. E în rusă jocul. Am înțeles. Mă uitam așa la joculețe pe Steam și văd aici, uite, în mare parte review-uri negative, mixed. Dacă vezi asta la un joc, te ferești de așa ceva. Dar astăzi am zis, bă, hai să-l încercăm, doar 2 urași, adică puteam să facem un opening cu o cutie pe CSGO. Lasă, nu mai scămoiască Gabe, iau jocul ăsta. Ce mi se pare mie foarte dubios este că nu înțeleg de ce are X-Slader jocul ăsta. What? A jucat Marius asta pe canal? Habar n-am, hai să-l încercăm, presupun. Revenim și cu episoade pentru că n-am tot făcut live-uri în ultima vreme. Dacă, English, măi, Gym Simulator. Hai mă să facem brandul ăla. Settings, mare setări ce avem. What? Ce-i cuvântul ăsta? Cred că înseamnă ceva frumos în rusă, nu? Ok. What? Maximum quality. Hai să ne și jucăm. Avem un nou sponsor al canalului în caz că n-ați urmărit live-urile, Corsair, și avem și un nou set de Mamă, cum se aude aici? Mare party! Apasă tab ca să faci, ca să te antrenezi? What? Ok, bine am venit la sală, mă! Hai să facem treaba, ia de un pumn în ăsta. Dă-i, mă! Dă-i cum aș da eu un hater. Mai merge să stricat? Ăștia au fost 2 pumni? Dă-i, mă! Dă-i, eu uite-l. Ăla e. Am dat jocul pe 2% și tot parcă se aude tare. În fine. Mare meniu ce avem aici. Poate pot să ies la loc. Resume. Ok, deci cum ai ajuns la sală, știi și voi. Ești cu băieții răi, băieții care ridică câte 50 de kg pe braț și te duci la dulă pior să-ți pui hainele. Dar aici nu. Aici intri direct la sală. Ești automat schimbat, gata de jmecherie, nu te mai schimbi cu nimeni. De asemenea, vestiarul îmi place că te schimbi aici de față cu toată lumea. Și hai să vedem despre ce e vorba. Avem niște greutăți. Ok, mare cântar. Dacă merge cântarul, review pozitiv la joc. Dacă merge cântarul. Avea 50 de kg înainte să mă... Bă, n-avea 50 de kg înainte să mă așez pe el. Probabil sunt kile, nu sunt pounds. Deci am 50 de kile? What? Credeam că fetele au atâtea kile. Ok, se pare că trebuie să punem niște mușchi, mă. Asta ce n-ai... What? Este puțin, deci ce să apăs C pentru cameră F? Să iau obiecte. Ia, poți să iau coarda asta? Bă! Ia uite-l, ia uite-l! Push-ups! Mamă, hai să facem niște flutări de încălzire. Știm cu toții care am fost la sală că mai întâi te încălzești. Ia uite-l! Hai! Gata? Una! Și încă una! Două! What? Bă, ce ne... What? N-am crezut că ne jucăm jocuri horror aici. Wow! Ce vezi tu versus ce vede ea? Yikes, dude! Mare ex de la mine. Văd stamina în colț acolo. Mănâncă mustața. Ok, cum mă opresc e întrebarea? Gata! Cum, ești pompat? Vreau să văd dacă sunt pompat. Cred că m-am pompat puțin. Hai să vorbim cu brotherul. Ce faci, mă, Gogule? Văd că ai făcut, cred că peste 300 de repetări cu mâna stângă. Eu zic dreaptă. De când am intrat, nu te mai oprești? Bă, dar îmi zice... Stai, mă, puțin, sunt eu... A, că tu... N-am și eu buton de crouch să mă las în jos? De ce naiba nu am? Ce-am făcut, mă? M-am pus în 4 labe. Bă, stai, mă, nebunule, că nu așa se vorbește cu lumea. Salut. Pleacă de aici, fraiere, sau îți sparg moaca. Ce-am de fac așa? Zici că sunt sclavul cuiva. Oh my god, ce naiba e jocul ăsta? Dă-i mă ca la hateri. Dă-i cu alea 60 de chile. L-am rupt, mă, n-ai ce să zic. Să oprim muzica? Avem fetele, lasă. Ce fac ăștia aici? Aici e cu proteina. Am înțeles, de aici cumperi.
Ia zi, Gocule. Caut bărbați pentru o competiție de bodybuilding. Oh, tare, cum mă pot înscrie? Nu sunt interesat. Momentan nu sunt interesat că nu sunt gata de competiție. Mamă, ce pieptan are surioara mea. Oh, stai bă, așa, nebunule. Mamă, zice E2 Talk și ăsta se pune în patru labe în fața ei. What? Oh, ce vedem noi de aici. Gata, mă, ridică-te. Eu vorbesc. Vorbesc cu femeile din patru labe. Do you want to buy some protein? You look like you want to. Da, cred că pare că vreau să cumpăr niște proteine. Arată-mi ce ai. Poftim ce scrie aici. Nu cred că vreau așa ceva. Monster XXX protein. Nici măcar nu pot să cumpăr, dude. Fratele, unde alegi mă așa? Are și cu el? Running track. O legăm doi? Pe aceeași bandă? Asta n-am mai văzut la sală. Amândoi pe aceeași bandă. Ok. Da, nu sunt în oglindă, deci cred că sunt un vârcolac ceva. Dar de fapt nu e nimeni în oglindă. What? Oh, hai să vorbim cu frățiorul, care e o domniță. Bă, iar te pui în patru labe când vorbi. Bă, ridică-te mă că e prea aproape. Bună frumoasă. Care de aici? Schilod prost. Dar am vrut să impresionez fetele. Bă, ăsta are proteina aia pe care nu pot să o cumpăr. Ăsta e zoom-ul din joc, gen mă pun în patru labe. Am înțeles. Greutăți ceva? O, dumbbell. Cu cine pot să vorbesc, bă, cu ganterele? Dumbbells, ia. Bă, dar de ce nu merge oglinda, frate, pe bune? Era foarte șmecher să meargă oglinda, mai ales că jocul e first person. Ia, cum merge? E, na? Hai. Hai să văd și o execuție la... frumoasă la biceps. Ia uite-l. Bun. Din nou? No, coatele mai în față, nu așa. Coatele mai în față. Pune-le jos că e jale rău de tot. Gen, ce exerciții putem să mai facem? Ne-am încălzit puțin la biceps. Am făcut câteva... Ia, hai la... Mă, apăs E. Ce naiba se întâmplă? What? Ce facem ăsta? E mort. Hai. Uf, la pieptan acum. Am băgat biceps, facem piept. Uf. Hai că nu e nimic în regulă. Încă o dată. Uf, respirăm. La contracția musculară. Uf. Vreau să spuneți dacă merită 2 euro jocul ăsta. Sincer. Ușor, ușor, ușor. Bun. Nu cred că pot să setez greutățile, deci... Deci da. Vreau să vedem... what the hell? Ce s-a întâmplat cu mâna mea, dude? What? Și de ce... pare ăsta Arnold Schwarzenegger dacă ar fi extraterestru? What? Zici că sunt handicapation, sincer. Dă-te jos că ne rupem toate oasele în felul ăsta. O, ce facem în spate? Băgăm... Nu mă... Ia yeah. Bun, bun. Ce nebă postura asta? Stă cu coșat. What? Apreciez că se ridică greutățile la aparat totuși. Ar fi mișto. Știi ce joc aș vrea să văd? Un desktop simulator de sală, dar un douchebag simulator, dar joc simulator în genul gen real. Nu, cum erau jocurile alea, Flash, mai țineți minte? Cu douchebag simulator? E, aș vrea să văd unul, dar simulator în genul ăsta. Credeți că ar fi mișto? Eu zic că ar putea să iasă ceva. Cu postura asta, sigur nu mai vin la sală după... Ia uite, se ridică singură. După, da, cu postura asta, sigur nu mai vin la sală după câteva ședințe, va asigur eu, okay, că ne rupem ceva imediat. Hai și pe bicicletă. Hello, beauty. Tu vorbește cu bicicleta. Fuck off, sexist freak, creep. Mă înjură bicicleta, ești nebun? What? Ok, am încercat să mă dau și la o bicicletă. Nu, mă, vorbeam cu fata asta. Eu cred că dacă ești fată, îți prinzi părul, nu? Dacă te duci la sală. Adică ce naiba e nebunia asta? Ok, ok, nu e genul ăla de joc, am înțeles. Aici cred că putem să facem tot spate, dar... Ce naiba spate să mai faci? Dacă este la sală... Aici sunt... Ce e în neregulă cu jocul?
Oh, Doamne sfinte! Stai, Tyler One? Look at his eyelids. Look at his eyelids? Stai la... Spune, stai taxo cu Fiso sau care-i faza? Okay. Asta e ieșirea din sală? N-are cum. Păi ce mă, ești prin vestiar? Salut, campionule, ai nevoie de proteină mai puternică. Și că asta îți face cucumic. Can I milk it from you? What the hell? Show me what you've got. Da. Ăsta e un joc tare straniu. Okay. Wow, nu lângă ăsta. Uite-l pe ăsta, cât e 3 metri, brotherul. Ăștia sunt toți aceiași frați. What? Ce naiba-i jocul ăsta, mă? Ăla e cu capul în veceu. Am înțeles dacă vreau să văd ce e prin pereți. Ia stai puțin, poți să ieși din vestiar? Oh, poți să ieși afară? Pussy boy? Ok. Mă duc autobuzul, n-am bani, o să merg pe jos. Și de ce n-ai băie iuți pe autobuz? Crunta realitate. De ce plutește clădirea asta? What? Am intrat într-un tomberon sau am intrat pe geam, ce-am făcut, mă? Băi, ce-i jocul ăsta, mă? Tablă de șah, de... nu de șah, de ce aia? De șah sau de... Mamă, n-am mai jucat de când eram mic. Table. Sleep. Asta e cel mai straniu simulator pe care l-am jucat. Oh, poți să-i zoom in cu rotița. Am chiloți pe aici, pus ce... Frigiderul s-a zis cu el, vasele nu le spală nimeni, fața de masă clasică, WC-ul meu măcar aici mai sunt bărbați despuiați. Aha. Da. Borcane cu murături. No money, will have to walk. Cred că asta e casa mea, dar nu se încarcă. Wow, ce simulator, băieți. Ce joc, mă. De ce intri prin vestiar? Gen, toată lumea care intră la sala asta trebuie să-i vadă pe ăștia despuiați în carbasanul gol. Ok. Ce se întâmplă dacă o să iau niște proteine de la ăștia? Sunt curios. Este puțin. Nu. Ok, hai să ne băgăm la concursul ăsta. Can I sign up? I said man. Oh, mare roast ce ne-am luat. Deci care? O competiție pentru bărbați de bodybuilding și am zis că mă înscriu și eu și mi-a zis că de bărbați. Mare roast, dude. Ia că alerg și eu. De. Asta este. Și ce puteam? Puteam să mai fac niște... Ia stai. Hobo! Stai alergă pe loc. Nu. Ok, puteam să fac niște squats. Oh, ok. Ok. Stai să mă pun și eu lângă surioara. Nu, hello beauty, că mă face ratat. E Rafael, dar nu te face ratat, așa ești tu. Hai, bă, lasă-mă să... Voiam să dau și eu un squat de ăsta, eh? Da, băi, să ne oprim aici cu episodul. E un simulator extrem de straniu, nu înțeleg ce neva se întâmplă aici. Dar cred că m-am distrat pentru 2 euro. Decât să deschid o cutie și să mă scămoiască Gaben, e în regulă așa. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați butonul de like. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, iar noi ne vom vedea la viitoare. Pa, pa!